Bun găsit, doamnelor și domnilor! Este ora 10 la Antena 3 Vâlcea. Vă invit să urmăriți cele mai importante știri din această săptămână. Gena Clinic este un concept unic în Râmnicu Vâlcea, care combină estetica facială cu remodelarea corporală și nutriția de precizie pentru a ajuta oamenii să obțină frumusețe exterioară prin sănătate interioară. Gena Clinic își extinde serviciile de estetică medicală, chirurgie plastică, microchirurgie și dermatologie într-o nouă locație. Pe calea lui Traian, numărul 213, bloc 34, parter, cabinete dotate cu aparatură de ultimă generație și experți din domeniul sănătății și frumuseții, doctori în chirurgie plastică, medici specialiști de renume, vă oferă cele mai bune rezultate în estetica medicală. Conceptul pe care se bazează Gena Clinic, sănătate și frumusețe, presupune un mod de viață sănătos bazat pe nutriție personalizată, dar și pe masaj de întreținere. Mă ocup de regimurile bolnavilor, fac dietetică aplicată pe patologia fiecărui pacient în parte. Și să înțeleg că numai pentru cei care au afecțiuni și cei sănătoși pot beneficia de sfaturi din asta? Și cei sănătoși, pentru un regim alimentar schimbat lunar sau la 3 luni și un stil de viață sănătos. Adică este un pic diferit, stil de viață sănătos, ceea ce încerc să învăț pacientul să înțeleagă cum să mănânce corect și cum să-și țină un stil de viață sănătos pentru nu a mai ajunge la patologia care o are, în speță obezitate. În cadrul clinicii Gena, eu mă ocup de partea de terapii manuale, adică mai concret masaj terapeutic. Noi, pe lângă masaj, încercăm să inspirăm oamenii și către un stil de viață sănătos, multe mișcare fizică, gimnastică. Bineînțeles, ne ocupăm și cu partea de mișcare, de gimnastică medicală, gimnastică întreținere și multe altele. Cine vrea să vină la clinica Gena, unde e un loc foarte frumos și o energie foarte plăcută, aici vă obține cel mai bun masaj terapeutic din Vâlcea. Pentru procedurile de chirurgie plastică, microchirurgie, de la Craiova periodic vine un medic specialist care oferă consultații, după care realizează cele mai cerute proceduri, astfel încât vâlceancele nu trebuie să mai meargă la alte clinici din alte orașe. Intervenții minim invazive, mai ales aici, și intervenții mai extinse la clinica din Craiova, dar încercăm să ne extindem și pe partea aceasta, chiar în clinica aceasta. Câteva dintre intervențiile pe care le puteți face aici, clinica genetică? Păi sunt intervențiile cu anestezii locale, care sunt, dar strict estetice, blefaroplastii, mini-lifting, chestii în acestea, și injectării cu acet hialuronic, toxină botulinică. Dacă vorbim de injectările pe bază de acet hialuronic și botox, se pot face în pauza de prânz, nu e nicio problemă, și pacientul poate să meargă lejer la serviciu, durează 15-20 de minute, nu durează foarte mult, dar intervențiile chirurgicale estetice durează ceva mai mult, spre o oră, două ore, depinde cât de extins este intervenția. La inaugurarea noului spațiu situat pe calea lui Traian, numărul 213, bloc 34, parter, în ziua porților deschise au venit 10 de persoane, domni și doamne, care au primit consultații gratuite și au participat la o tombolă organizată cu această ocazie. De ce sunteți astăzi aici? Bineînțeles că momentul este unul festiv, este unul pe care nu îl poți nu rata, nu îl poți trece nici măcar cu vederea, pentru că este clinica noastră de renume, va fi în curând de renume cu siguranță, cel puțin în Râmnicu Vâlcea. Avem mare încredere în acest lucru și în fetele care deservesc serviciile clinicii. Înțelegem că ne spuneți aceste lucruri pentru că sunteți clientă fidelă? Sunt o clientă recentă, mai mult decât fidelă, poate fidelizată, aș putea spune, ca să fiu corectă. Pentru că fetele, prin modul lor de a crea o legătură cu clientele, trec dincolo de acești parametri. Trec dincolo și vin și cumva îți dau starea aceea de la tine acasă, de încredere totală. Sunt deschise în a-ți fi cu totul ție în serviciu și nu de a presta un serviciu. Aș vrea să mulțumesc tuturor persoanelor care ne-au vizitat astăzi și să anunțăm câștigătorii la tombola de astăzi. Vă face acum extragerea.
Aceștia sunt câștigătorii pentru premiile puse la dispoziție de noi. Vor fi contactați de una din fetele din echipa noastră și așteptăm cu drag pentru revendicarea premiilor. Vă mulțumim! În urma extragerii, unul dintre câștigători a fost un domn. Câștigat un tratament la clinica Gena Clinic. Întâmplarea a făcut că este cu tematică pentru doamne, dar se pare că și domnii pot avea un pic de noroc. N-am mai câștigat mare lucru până acum în general, dar ofer, bineînțeles, acest tratament mai departe către soția mea și urez mult succes Oanei și, în general, clinicii Gena Clinic să le meargă bine și să aibă cât mai mulți pacienți mulțumiți și îi așteptăm pe toți cu drag. Veniți cu încredere! Toate persoanele care doresc să beneficieze de cele mai noi servicii de estetică medicală, chirurgie plastică, microchirurgie și dermatologie sunt așteptate de luni până vineri, între orele 10 și 20 și sâmbătă între orele 10 și 16 la noul sediu al clinicii. Gena Clinic. Sănătate și frumusețe! Vineri 2 decembrie, primarul Mircea Gutău a realizat recepția lucrărilor finalizate la accesul dinspre Splaiul Independenței către Serviciul Public Comunitar, regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor Vâlcea. Investiția a constat în realizarea unui zid de sprijin, plantarea de copaci, precum și amenajarea unor locuri de parcare pentru personalul care lucrează în zonă. În primul rând am făcut serviciul de permise, care arată impecabil și acum două luni l-am dat în folosință. Pentru Asociația Județeană de Fotbal s-a amenajat această clădire. Pentru SCB și ei au birouri în această zonă, plus această zonă care a arătat dezastru. S-a făcut acest zid de sprijin, s-au plantat acei copaci, s-au modificat gardul, era un gard care pica pe cetățenii municipiului când treceau pe stradă. Sunt extraordinar de mulțumit că s-a realizat și această parcare și toată zona aceasta a fost modernizată. Conform spuselor edilului, la sfârșitul lunii ianuarie 2022 va fi inaugurat și Parcul Știrbei Vodă, lucrările aflându-se în stadiul final de execuție. De Sfântul Nicolae, la recent reamenajatul complex de servicii comunitare din Râmnicu Vâlcea din cadrul DGASPC, Fundația Orfeus, în parteneriat cu Antena 3 Vâlcea, prin campania umanitară Fii Moș Nicolae pentru un copil special, a adus bucurie copiilor din acest centru. Crăiasa Zăpezii l-a adus pe Moș Nicolae încărcat cu dulciuri, dar și cu ghetuțe nou-nouțe oferite de firmele Anabela și Electroaparataj Industrial. Ce faceți, bucuroși? Da! Știți că pe mine nu prea mă vedeți, nu este așa? Foarte puțin, eu am dat în visele voastre, nu-i așa? S-ar putea voi dormi să mă primară. Atunci vin eu să vă aduc cadouri, așa este? Da. Dar astăzi a fost invitat de Fundația Orfeus, de doamna Anda Popescu, Protecția Copilului, ca să vin la voi să vă aduc niște daruri. Am auzit eu că voi sunteți niște copii minunați. Și că meritați niște cadouri, așa este? Era un grad de și pe tine. Da? Chiar dacă eu am venit de departe și sunt obosit. Asta nu contează. Important e că sunt astăzi seara aici de voi. Voi ați făcut cunoștință cu Creasa Zăpezilor? Da! Da? Da! Înainte de toate, am o mică surpriză pentru voi. Ce? Ce anume? Creasa Zăpezii o să vă cânte un cântec. După ce s-a spart gheața, copiii din complexul de servicii comunitare au interacționat cu Crăiasa Zăpezii și au cântat împreună. Cea mai aleasă și până în zor de zi, prins de flori, dar pe flori, lerile, peste mare din cer, a ajuns pe pământ, s-a născut pruncul sfânt. Divin, ascultă-mi cântând.
facem așa, un pic cât de puțin, nici nu mai contează. Noi ne-am străduit din plin. Fundația Orfeus, Vocea Vâlcii, Antena 3 Vâlcea. Și vreau să le mulțumesc în mod special sponsorilor noștri, fără de care toată povestea asta frumoasă nu s-ar fi putut întâmpla. Anabela și electroaparataj. A urmat momentul cel mai așteptat. Pachete cu dulciuri și încălțăminte nou-nouță au fost oferite celor aproape 100 de copii de la Complexul de Servicii Comunitare. Mulțumim! După ce toți copiii au primit darurile, au mulțumit celor care au făcut posibil ca acest moment minunat să se întâmple prin cântec. Pe 6 decembrie, în biserica purtând hramul acoperământul Maicii Domnului din satul Bogdănești, preoții din comuna Tomșani au oficiat slujba închinată Sfântului Ierarh Nicolae. Zis-o Domnul către ucenicii săi, aveți credință în Dumnezeu, adevărați voi, că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți, rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. A fost o slujbă specială, iar primarul Andrei Nicolae a felicitat cele 18 cupluri care au aniversat 50 de ani. Dă-le, Doamne, zile bune și îndelungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire și în toate bună sporire, iar asupra vrăjmașilor biruință, și ne păzește pe toți într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți! La mulți ani să trăiți! Iată-ne ajuns la o vârstă oarecare, la 50 de ani de căsnicie împreună cu soțiile noastre, pe care în anul 1971 le-am cunoscut și ne-am căsătorit cu ele. Ei bine, în această viață de 50 de ani, fiecare am făcut multe. Ne-am străduit să avem copii, că așa este scopul căsătoriei. Nașterea de fii într-ajutorarea reciprocă, ascultarea necondiționată și cu scopul mântuirii noastre. La această minunată vârstă de 50 de ani, onorabilă de 50 de ani cu mințire, este o binecuvântare de la Dumnezeu, fraților. Cât nu și-ar fi dorit să fie aici, de față, inclusiv mama mea, inclusiv mama domnului primar și tatălui său. Mi-a spus acum 3 zile și nu pot să nu spun. Dacă nu mai e tata și mama, îi cinstesc pe ceilalți ca pe părinții mei. Din partea preoților, primarul care a organizat acest eveniment a primit în dar, ca semn de recunoștință, o icoană cu sfântul al cărui nume îl poartă. Din partea preoților.
Vădit emoționat, primarul a mulțumit tuturor celor prezenți la eveniment. La mulți ani și dumneavoastră, așa cum a spus preotul Tăman, de pe 30 de la Sfântul Andrei până la Sfântul Nicolae, este o săptămână sfântă pentru mine. Am încercat ce am vorbit cu dumnealui să duc la bun sfârșit, adică să fie posibilă realizarea acestui eveniment. Acest eveniment a putut fi realizat cu sprijinul bisericii, preoților, Consiliului Local, colegilor din primărie și a dumneavoastră a sărbătoriților. Cele 18 cupluri care au rezistat timp de 50 de ani au primit flori și o diplomă de fidelitate. Printre cuplurile aniversate s-a aflat și familia unuia dintre preoții care a slujit în această parohie și care, de-a lungul celor 50 de ani, a restaurat mai multe biserici în care a propovăduit cuvântul Domnului. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a dat până acum în cei 50 de ani. Așa, și de aici înainte, decât să ne fie pentru partea sufletească a noastră, pentru mântuirea sufletului. Ce am avut o activitate destul de bogată pe tărâm bisericesc și am clădit casa lui Dumnezeu. Alături de mine a fost soția, la orice nevoi și necazuri. Ne-a hrăzit Dumnezeu cu 3 copii, 2 sunt preoți. Unul este la Sfântul Dumitru în Vâlcea, a fost diaconul în al preasfințitului Ierasim 15 ani, iar cel mic este în locul meu. Sunt pensionar de 5 ani de zile, iar de 2 ani de zile slujesc din rugămintea lui înaltul Varsanofie, slujesc la Mănăstirea Sorpate. Un alt cuplu care a rezistat jumătate de veac, la bine și la greu, este cel alcătuit de Valentina și Ion Dobrițoiu. 50 de ani a fost și bine și rău, nu se poate să fie numai lapte și miere, dar ne-am suportat unul pe altul, ne-am iubit și am fost la muncă și la orice împreună. V-a ajutat împreună? Foarte mult, da, foarte mult. A fost foarte gospodar, am făcut gospodărie frumoasă, am crescut 3 copii. Cum v-ați cunoscut? Ne-am cunoscut prin servici. Nevasta avea serviciu la Horezu și cu o soră de-a mea lucra la servici. Ce ați lucrat la Horezu? La cuvoare, la secția de cuvoare. La țesătorie de cuvoare. Da. Ați întâlnit o tânără frumoasă? Am întâlnit o tânără frumoasă, aveam 22 de ani. Și dumneavoastră? 20. Așa? Și după ce ne-am întâlnit, am început să purtăm discuții unul cu altul. Să ne cunoaștem și în scurt timp ne-am hotărât că ne căsătorim. De tineri. În cât de scurt timp? După cât timp? După un an de zile. Nici un an de zile. Primarul Andrei Nicolae le-a promis celor prezenți că astfel de evenimente vor fi organizate în fiecare an, în semn de prețuire față de cei care reprezintă un exemplu de urmat pentru tânăra generație. Campania Un copil, un brăduț, o prietenie pe viață continuă și la grădinița cu program prelungit Traian. Aici, sub îndrumarea directorului Ocolului Silvic, copiii au învățat despre importanța plantării de noi arbori. Domnul Mihăilescu, el este spatele acestei acțiuni. Este o acțiune proprie a dumnealui. Acum 2 ani a început la Regia Națională a Pădurilor un proiect național care a avut un impact foarte puternic. S-a numit Un copil, un brăduț, o prietenie pe viață. Voi încă nu erați la grădiniță atunci, colegii voștri care acum sunt mai mari au primit și ei la rândul lor câte un brăduț pe care l-au plantat în ghiveci și l-au dus acasă. Acest proiect care este din 2019 și constă în faptul că domnii de la RomSilva ne aduc brăduții, iar copilașii plantează acești brăduți. Scopul principal al acestui proiect este de a face copiii să aibă o atitudine pozitivă și în ceea ce privește natura, de a le dezvolta dragostea față de tot ceea ce ne înconjoară. Și cu această ocazie, ei plantând acest copăcel, devin conștienți că este parte din ei și că participă la bunul mers al naturii.
Cei mici au avut ocazia să experimenteze plantarea molizilor în glastră. Fiecare copil a primit câte un brăduț și o glastră, iar cu ajutorul educatoarelor au transplantat cu succes puieții. În față unghii veci, o pungă cu pământ, da? Chiar dacă puteți să scoate limba, așa, și luați un brăduț de acolo. Și vreau să vi-l plantați singur, ajutați de doamnele de aici, și să-l învățați, să-l îngrijiți și să-l creșteți. Da? Vă mulțumim! Și veți crește și voi deopotrivă cu el și să vedeți ce frumos vă face și voi și brăduțul. Puneți un pământ, o bucățică, așa, o porțiune de câțiva centimetri, să faceți voi două degete, da? Dar atenție, pământ jos, da? După care ridicați pe el puțin așa și îl plantați. Vedeți o linie la ghiveci aici? Da. E, acolo trebuie să ajungă ceea ce noi numim coletul. Este trecerea de la rădăcină la tulpină. Gheorghe Mihăilescu, inițiatorul acestui proiect de conștientizare de către tineri a importanței plantării și creșterii brazilor, a declarat că scopul campaniei este contracararea efectelor defrișărilor masive din țara noastră. De asemenea, faptul că brazii sunt aruncați după perioada sărbătorilor de iarnă reprezintă un motiv de îngrijorare. Ideea a plecat de la Brașov. La Brașov am început această idee de a educa și a planta puieți de brad, pentru că îmi recunosc că îmi doresc să educăm copiii și populația țării să nu mai taie brăduții. Să încerce ori să-i planteze la ghiveci, ori să-i cumpere cu ghiveci, ori să-i transplanteze și să-i ducă acasă să-i îngrijească. Eu am plecat de la acea imagine pe care și dumneavoastră în media o prezentați după sărbători, în zona ghienelor de gunoi sau locurile unde se strânge resturile menajere și produse de către om, este acea imagine sinistră a pomilor tăiați. Practic, e o mutilare a unor exemplare crescute între 15 și 20 de ani. De aici a plecat ideea. Prezentă la acest eveniment, inspectorul școlar general Mihaela Andreanu a spus că proiectul s-a bucurat de un feedback bun din partea copiilor, aflându-se la a treia ediție. Prima s-a desfășurat în anul 2019. O inițiativă care a prins, care s-a desfășurat în mai multe unități școlare din județul Vâlcea și care s-a concretizat prin plantarea unui brăduț de elevii și copii de la grădiniță din unitățile de învățământ din județul Vâlcea. Directorul grădiniței are în plan noi surprize pentru cei mici. Anul viitor dorește inițierea unei noi campanii numită La Pas prin Natură. Municipiul Râmnicu-Vâlcea a primit premiul de excelență în regenerarea urbană a spațiilor publice. Da, vreau să vă spun de la început că sunt extrem de fericit că am obținut un astfel de premiu la a patra ediție a AMR-ului, Asociația Municipiului din România. Vreau să vă spun să încep prin a mulțumi întregului colectiv din cadrul primăriei Municipiului Râmnicu-Vâlcea. A fost un efort constant. A fost un efort fantastic prin atragerea fondurilor europene pentru a vedea un efort din partea angajatorilor primăriei de a vedea în permanență tot ceea ce au nevoie locuitorii municipiului Râmnicu-Vâlcea. Din perspectiva edilului, pentru alegerea Râmnicului au cântărit mult proiectele de infrastructură în ceea ce privește reabilitarea termică a blocurilor, precum și crearea de noi locuri de parcare în oraș. Pentru regenerarea urbană a spațiilor publice am prezentat mai multe proiecte pe care le-a făcut municipalitatea și aici aș începe cu, am prezentat parcarea de la casa tineretului din Ostroveni, am prezentat pasajul peste calea ferată care a fost finalizată anul trecut, am prezentat izolația termică a blocurilor, pentru că suntem pe un loc fruntaș în țară la numărul de blocuri izolate termic. Aici am prezentat cele trei parcuri pentru care am atras fonduri la Uniunea Europeană, mă refer la Parcul Zăvoi, care va fi gata în 15 ianuarie, la Parcul de la Hidrocentrale, care deja a intrat în linie dreaptă pentru a se începe modernizarea, Parcul din Ostroveni. Toate aceste proiecte au făcut să determine această comisie, să ne acorde acest premiu de
excelență. Pe viitor, pentru dezvoltarea urbei, administrația are mai multe planuri. Printre cele mai importante se numără introducerea stâlpilor de iluminat cu LED, modernizarea bazei ETA și achiziționarea altor 26 de autobuze ecologice. Unul dintre proiectele cele mai importante cu care ne mândrim și ne vom mândri pentru că este în implementare, este, de exemplu, introducerea sistemului de iluminat în 20 de străzi cu sistem LED, cu sistem de monitorizare centralizat. Sper că anul viitor, până în vara anul viitor, acest proiect va fi implementat. Pe lângă acest proiect, e un proiect de 5 milioane de euro, mai avem un proiect de 5 milioane de lei pentru schimbarea lămpilor, efectiv a lămpilor pe toate străzile din municipiu care vor fi montate lămpi cu LED și consumul este mult mai mic. Alt proiect extraordinar de mare, care ajunge undeva la peste 30 milioane de euro. Mă refer aici la modernizarea flotei de transport, autobuzele ecologice, care sunt pe gaz comprimat, municipiul Râmnicu Vâlcea, și mai avem amacinat 26. Conform spuselor primarului Gutău, Râmnicu Vâlcea se află pe primul loc la implementarea fondurilor europene în zona de sud a țării. Iarna calendaristică a început la data de 1 decembrie și după doar o săptămână, mai multe regiuni din țară, între care și județul Vâlcea, se bucură deja de prima zăpadă. După 3 zile de ploi în Râmnic, soarele a apărut timid și la munte. În Parcul Național Cozia, stratul de zăpadă atinge câteva zeci de centimetri înălțime. În zonele submontane și mai ales în zona montană, în alta județului Vâlcea, a nins abundent. Celor care pleacă la drum trebuie să țină cont de recomandările celor de la rutiere și mai ales dacă pleacă spre zona montană, recomandări făcute de cei care administrează, de exemplu, unde suntem noi acum, Parcul Național Cozia, bineînțeles, e vorba de rangeri și de cei de la Salvamont. Dar mai multe amănunte, pentru că suntem Parcul Național Cozia, de la directorul Parcului Național Cozia, domnul inginer Pavel Prundurel. Dacă mirajul cărărilor de munte acoperite cu un strat consistent de zăpadă vă cheamă, trebuie să dați dovadă de prudență, mai ales în această perioadă, și să țineți cont de câteva sfaturi. Suntem undeva cam la jumătatea drumului înspre vârful Cozia și vedem că nămeții de zăpadă sunt destul de mari. Măsoară aici cam vreo 30-40 de centimetri zăpada. Să nu plecăm oricum la drum, nici cu mașina și nici pe jos, dacă nu suntem echipați corespunzător, dacă nu avem, merinde, ținută adecvată, apă, câte ne trebuie și ce să mai, să fim foarte pregătiți dacă vrem să ajungem în astfel de locuri. Iarna până la cabana Cozia se poate ajunge după câteva ore bune de mers numai la picior, deoarece drumul nu se dezăpezește, iar acolo vă puteți odihni și încălzi cu o cană de ceai îmbunătățit. Vârful Cozia, Ciuha Mare, se află la o altitudine de peste 1600 de metri. Traseul este unul de dificultate medie pentru cei experimentați. Versanții sunt abrupți pe o parte, așa că luați în calcul că iarna nu-i ca vara. Pentru iubitorii de carte, setea de lectură este greu de potolit. De aceea, Biblioteca Județeană Antimi Vireanul a organizat și cea de-a 15-a ediție a Târgului de Carte pentru Copii și Tineret în online, ca și anul trecut. Timp de 3 zile, în perioada 6-8 octombrie, programul începe zilnic la ora 12:30. Ne aflăm la momentul acesta la 15-a ediție. Sper ca 16-a ediție să o facem și cu prezență fizică. Aș vrea să scot în evidență faptul că încercăm pe cât posibil să ținem această tradiție chiar și în condițiile actuale, condiții care de fapt ne provoacă și nu ne împiedică totuși să nu avem această întâlnire cu copiii. Anul acesta politica de investiții a avut în vedere achiziția de cărți interesante pentru, nu numai pentru copii, dar pentru toți cititorii. De asemenea, vreau să le aduc la cunoștință copiilor că am îmbogățit zestea de carte la momentul acesta. Îmbucurător este faptul că la acest eveniment numărul de utilizatori este mai mare decât în mod normal. Veți afla o mulțime de lucruri noi și interesante. În prima zi, copiilor le-au fost prezentate noutăți editoriale de la librăria Humanitas. Vă felicit că participați la această întâlnire. Sunteți copii deosebiți și cu siguranță sunteți mari iubitori de lectură. Consider că o mare parte dintre voi ați vizitat până acum librăria Humanitas din Râmnicu Vâlcea
și o cunoașteți, la fel cum cunoașteți foarte bine și Biblioteca Județeană, unde voi sunteți utilizatori. Pe lângă noutățile editoriale de la diferite librării, copiii au avut parte și de momente de lectură oferite de scriitori de literatură pentru copii. Rotary Club Râmnicu Vâlcea și Spiridușii Interact vă oferă și anul acesta o cană de fericire la Târgul de Crăciun. Astfel continuă tradiția proiectului inițiat acum 2 ani. Acesta este un proiect care se desfășoară la nivel național în mai multe târguri de Crăciun de către cluburile Rotary, Rotaract sau Interact. În cazul nostru, Rotary Râmnicu Vâlcea și tinerii pe care îi vedeți acolo în căsuță sunt tineri interactieni, clubul copiilor Rotary. Prima ediție, donațiile care se adună în fiecare seară bănuț cu bănuț în cana de fericire, pentru că de fapt aceste căni ornate foarte frumos și personalizate cu însemnele Rotary se pot achiziționa la un preț absolut normal, deci nu sunt exagerări de prețuri și practic printr-o donație pe care râmnicenii și toți cei care trec prin dreptul căsuței doresc să o facă în acea cutiuță Rotary, bănuții de acum 2 ani au fost folosiți pentru dotarea unei săli de sport pentru copiii cu sindrom Down și pentru persoane cu diverse dizabilități fizice, bineînțeles. În acest an, banii obținuți din donații vor servi la achiziția unei ambulanțe cu care va fi dotat spitalul de la Mihăiești. Sperăm că foarte mulți râmniceni vor fi alături de noi și pentru o mică donație trebuie să vă spun că în fiecare duminică se organizează o tombolă și avem câțiva inimoși parteneri, este vorba de oameni de afaceri din Râmnicu Vâlcea și din județul Vâlcea. Aceștia pun la dispoziție diverse produse. Râmnicenii sunt așteptați în perioada 1 decembrie 6 ianuarie să savureze un vin fiert, un ceai, o ciocolată caldă sau o cafea la căsuța Rotary, ocazie cu care, în schimbul unei donații, vor primi o cană de ceramică personalizată cu însemnele celui mai activ ONG din Râmnic. După achiziționarea unei căni de fericire, cine dorește poate lăsa un număr de telefon în cutia Rotary pentru a participa la o tombolă plină de surprize. Duminică seara, Spiridușii Interact, așa cum i-am denumit, pot să extragă și îi vor suna pe cei care au câștigat aceste cadouri pe care le oferă inimoșii sponsori ai clubului Rotary. Tot de la căsuța Rotary puteți achiziționa felicitări pentru sărbătorile de iarnă realizate după desene create de copii. Toți cei care doresc să contribuie la acest proiect sunt așteptați zilnic între orele 14 și 21 la căsuța Rotary la o cană de fericire. Primăria Râmnicu Vâlcea a dotat laboratorul de informatică al Colegiului Național Alexandru Lahovari cu noi calculatoare. Directoarea liceului Ștefania Catargă s-a declarat încântată, mai ales că, potrivit spuselor sale, este primul laborator de informatică dotat corespunzător în cadrul colegiului. Altă viață, altă viață, nu? Da, mulțumim din tot sufletul. Altă viață pentru că, cum să zic, ne-ați dotat așa... Acum de Moș Nicolae, o surpriză foarte mare și vă mulțumim din suflet. Am avut o colaborare și am o colaborare foarte bună cu primăria, cu domnul primar, cu domnul viceprimar și mulțumim din tot sufletul și sperăm de la cât mai multe premii. Este primul laborator pe care îl primește Colegiul Național Alexandru Lahovari. Deci este primul laborator de informatică. Prezenți la inaugurarea laboratorului de informatică, primarul Mircea Gutău și viceprimarul Andrei Gheorghiu au declarat că anul viitor doresc de asemenea dotarea altor școli cu aparatură nouă. Anul acesta, elevii a 3 licee din Râmnicu Vâlcea, Colegiul Național Mircea cel Bătrân, cel de informatică Matei Basarab și, într-un final, Colegiul Alexandru Lahovari, s-au putut bucura de aparatura nouă care va sprijini performanța în domeniul informaticii. Este al treilea pe care l-am făcut în acest an, echipa Râmnicu Vâlcea, la parcă la Mircea cel Bătrân, la liceul pedagogic, colegiul pedagogic și la dumneavoastră. Dacă ceva nu merge, bine aia dumneavoastră, că v-am dat bună literă să alegeți configurația așa cum vă doriți dumneavoastră, cum să fie de ultimă generație. Ce să vă spun, eu sunt extraordinar de mulțumit că în colegiul noastră avem dotare super și pe anul viitor, 2022, fac așa ca un angajament, la fiecare vom mai începe cel puțin încă 3 școli pe care să ne dotăm cu aparatură de super clasă.
Da, trebuie să susținem performanța și liceele pe care le-am dotat în ultima perioadă au performanțe. La Hovari știu că are un club de robotică, sunt premiați în IT, informatică și pe viitor și prin fonduri europene să avem acele laboratoare de IT și laboratoare smart în care să creiem viitorii IT-ști ai României. Mult succes să aveți cu toții și orice nevoie aveți, primăria Râmnicu Vâlcea are ușa deschisă. Anul acesta, primăria a mai finalizat câteva lucrări de modernizare la acest liceu. Cele mai importante sunt amenajarea terenului de sport, a 4 săli de clasă și a curții interioare. Sărbătorile de iarnă sunt foarte aproape și pentru că în acest an și Crăciunul și Anul Nou pică exact la sfârșit de săptămână, o opțiune pentru cei care nu mai au timp de pregătiri este să meargă la pensiune. În județul Gorj, la doar 70 de kilometri de Râmnicu Vâlcea, cuibărită la poalele munților, se găsește pensiunea Cheile Oltețului. Aici puteți petrece sărbători ca la bunici, deoarece Ana Maria, gazda primitoare, își așteaptă oaspeții cu bucate realizate după rețete păstrate din bătrâni. Cu pomana porcului o să pregătim produse tradiționale, un foc de tabără, după care a doua zi o să-l așteptăm pe Moș Crăciun, bineînțeles, și colindătorii. Câteva din secretele rețetelor după care se prepară la pensiunea Cheile Oltețului cele mai bune bucate ne sunt dezvăluite de Cristina Epure, iscusita bucătăreasă a stabilimentului. Celui la rotisor, care fac băieții acum, îl pregătesc ca ingrediente, nu îi dau decât cu sare, piper și ulei de măsline. O să-l aranjez și o să-l pun acolo pe rotisor. Cât porcușorul stă la perpelit 3-4 ore la foc de lemn, la rumenit și frăgezit, se pregătesc sarmalele cu sare, piper, boia dulce și, pentru cine dorește, puțin cimbru. Rețeta de sarmale specifică zonei noastre, ca și ingredient avem carne de porc împreunată cu vită, avem pentru 60 de persoane de cantitate la 60 de persoane, în care avem 700 de grame de orez, boia dulce, piper, sare și ceapa care este călită în grăsime de porc. Nelipsită de pe masa de sărbători a românilor este salata de băuf, care la Cheile Oltețului se prepară doar din ingrediente obținute în gospodăria proprietarilor. Cum se întâmplă la orice masă de sărbători, nu poate lipsi desertul tradițional românesc, cozonacul. Cozonac foarte bun, este o rețetă specială care o folosim noi aici în pensiune. Avem 4 kg de făină, drojdia care am pus-o la crescut este 100 de grame de drojdie. Avem 1 litru de lapte, cu 1 kg de zahăr, 5 lămâi rase, 14 ouă, care sunt aici amestecate toate. Acolo este o spumă de ou bătută. Pentru a fi gustos și aromat, cozonacul de la Cheile Oltețului conține pe lângă rahat, nucă și stafide. Cei care aleg să petreacă fie și numai un weekend de la pensiunea Cheile Oltețului se pot bucura de liniște și aer curat, iar atunci când este zăpadă, de plimbări cu sania. Mănăstirea Polovraj și peștera cu același nume sunt obiective turistice foarte cunoscute, aflate la doar câteva sute de metri de pensiunea Cheile Oltețului. ETA S.A. în colaborare cu Primăria Municipiului, ICSI, precum și două mari companii din România, a testat timp de o săptămână pe străzile din Râmnic un nou tip de autobuz alimentat cu hidrogen. Discuții cu domnul director de la ETA pe tema asta de mai mult timp, ne-am, să spun așa, pus în lucru toate relațiile și informațiile pe linie profesională și dânsul și noi cei de la X Râmnicu Vâlcea și în cele din urmă am reușit ca în cursul acestui an să concretizăm această idee de a avea un autobuz cu hidrogen la Râmnicu Vâlcea pentru a fi văzut de cetățeni, a fi testat în condiții de reale. Mobilitatea urbană, mobilitatea durabilă este foarte importantă pentru Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea. Avem mai multe proiecte în derulare, în special pe fonduri europene. Am achiziționat autobuze noi pe CNG, urmează alte autobuze. Iar acum avem un autobuz pe hidrogen. Sperăm ca în perioada următoare, după ce vom înveța ADI Transportul și vom extinde traseele ETA și în localitățile din jurul orașului, să putem să cumpărăm genul acesta de autobuze pe hidrogen cu emisii zero, ceea ce este foarte important,
prin proiectele europene, prin PNRR și prin programele operaționale următoare. Este un autobuz care ne-a fost pus la dispoziție de firma care îl produce, îl avem în teste și sperăm că în perioada următoare, când vom avea posibilitatea să accesăm fondurile europene următoare, să putem să achiziționăm genul ăsta de autobuze și să nu-l vedem doar în teste în Râmnicu Vâlcea, ci râmnicenii să poată să se obișnuiască zi de zi cu genul ăsta de mobilitate urbană și poate reușesc să mai lase mașina acasă și să meargă și cu transportul în comun. De la directorul ETA SA, Societatea de Transport în Comun din subordinea primăriei Râmnicului, dar și de la directorul ICSI, am aflat câteva informații despre acest tip de autobuz. Acest tip de autobuz este tot un autobuz electric. Diferența față de autovehiculele electrice clasice o face propulsia, adică dacă cele clasice folosesc acumulatori pentru propulsie, acest autobuz folosește hidrogenul, în sensul că transformă hidrogenul împreună cu oxigenul din atmosferă, se transformă în electricitate și apă și cu ajutorul electricității punem în mișcare autobuzul. Asta este elementul de noutate. Acest tip de tehnologie prezintă anumite avantaje, le spun eu majore. În primul rând, timpul de încărcare, care ajunge să de la 2 ore, 3 ore, 4 ore, până la 8-10 minute. În al doilea rând, gradul de încărcare a autobuzului poate fi unul mult mai mare, pentru că acumulatorii fiind foarte grei, ocupă foarte mult din greutatea utilă a autobuzului și astfel putem să înlocuim greutatea acumulatorilor cu niște călători transportați în plus. Dacă un autobuz cu baterii, cu acumulatori, are o autonomie doar că până la câțiva zeci de kilometri, deja autonomia autobuzului alimentat cu hidrogen este undeva la peste 300-350 de kilometri. Noul autobuz prezintă avantaje și elemente de noutate. Dacă autobuzele clasice și cele electrice folosesc freon, care este deosebit de nociv pentru atmosferă, pentru reducerea gradului de stratului de ozon, acest tip de autobuz folosește o pompă de căldură cu CO2 pentru condiționarea aerului. Sistemul de climatizare folosește căldura disipată de pila de combustie, deci practic nimic nu se pierde, totul se recirculă. E un motor electric care, în schimb, are o pilă de combustie și nu un acumulator. Este tot un element electrochimic, dar care produce electricitate utilizând hidrogen și oxigen, oxigenul ia din aer. Produce electricitate, autovehiculul are două motoare electrice în partea din spate, pe osea din spate și pune în mișcare autobuzul. Autobuzul a făcut aici și curse normale, deci nu a fost doar pe post de exponat. L-am umplut la Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice, efectiv în cadrul Centrului Național de Hidrogen și Pile de Combustie. Avem colegi care au experiență în a lucra cu hidrogenul. Motorul pornește ca și motorul clasic, după cum observați. Numai că ăsta este tot zgomotul pe care îl face. Și ăla sunt ventilatoare. Da, și ăla este zgomotul produs de ventilatoare. Nu? De căldură. Bordul autobuzului cu propulsie pe bază de hidrogen conferă șoferului facilitate în conducerea acestuia. Din dorința de a face o simulare în condiții cât mai apropiate de realitate, autobuzul a circulat pe mai multe linii ETA din oraș, fiind posibilă și îmbarcarea călătorilor. Cum vi se pare acest nou tip de autobuz? Este perfect, pentru că nu stăm la barieră, nu pierdem timp în trafic. Este într-un sfert de oră deja ajungi în Ostroveni. Ție cum ți se pare? Mie mi se pare foarte frumos acest autobuz. Ok, și îți place să circul cu el? Da. Chiar dacă e prima dată. Autobuzul este complet ecologic și se bazează pe cele mai noi tehnologii din domeniul hidrogenului. În contextul în care autobuzele cu emisii zero reprezintă viitorul transportului în comun, ETA SA ia în calcul alternativa achiziționării unor astfel de vehicule alimentate cu combustibili neconvenționali.
S-a tras cortina peste fotbalul de Liga a 3-a din acest an, iar seria a 6-a a programat unul dintre derbiurile echipelor vâlcene. Este vorba de întâlnirea dintre Flacăra Horezu în echipament roșu, locul 9 în clasament, și lidera Viitorul Dăiești. Prima ocazie importantă a venit la încercarea de pătrundere a lui Cătălin Pârvulescu printre Vișan și Burcea, fază în urma căreia centralul întâlnirii a dictat penalti în favoarea oaspeților. Dăieștenii au ratat deschiderea scorului pentru că Robert Pârvu a trimis în transversală și totuși portarul Denis Vlădoi avea să fie învins în minutul 23, atunci când nu a putut reține șutul lui Gabriel Precup. Adrian Popa s-a aflat la locul potrivit și a împins balonul în plasă. La cealaltă poartă, Radu Dobrescu a încercat ceva, dar forța șutului a fost atenuată de Vlad Mocioacă și Cătălin Păușescu a reținut fără prea mari probleme. Atât din prima repriză, ajungem în al doilea minut al actului secund cu Lucian Iordache într-o prelungită acțiune de posesie, încheiată cu un șut puternic jos la colț și dăieștenii și-au dublat avantajul. Conform tradiției, în garnitura oaspeților și-a făcut apariția Florin Costea, dar până la prima sa atingere de balon să consemnăm un penalti scos pentru horezeni de Radu Bârzan, devenit conținutul acestui sandwich completat de Fierbințeanu și Mocioacă. Era minutul 52, iar capitanul Raul Nistor a transformat lovitura de la 11 metri și gazdele au redus din handicap. Revenim la Florin Costea, cel care a primit de la Robert Pârvu, a preluat scurt, nu a stat pe gânduri și a înscris de la marginea careului mare. La cealaltă poartă, Raul Nistor a trimis foarte bine din lovitură liberă, dar Păușescu a scos din vinclu. Ultima ocazie a partidei a venit tot la poarta oaspeților, acolo unde Ion Marian a șutat bine la colțul scurt, dar balonul a întâlnit bara. Viitorul Dăiești învinge așadar cu 3-1 și încheie anul pe primul loc în clasamentul seriei a 6-a. Da, suntem foarte bucuroși că am reușit să terminăm prima parte a campionatului pe primul loc. Pe această cale vreau să felicit toți băieții pentru munca depusă, pentru că au crezut tot timpul că putem să fim acolo în față. Ne bucurăm, intrăm în vacanță fericiți, dar și responsabili, pentru că ne așteaptă o a doua parte a campionatului dificilă, trebuie să fim concentrați, să rămânem cu picioarele pe pământ, dar până atunci ne bucurăm de vacanță și țin să profit de această ocazie să le mulțumesc tuturor celor care ne susțin, sunt alături de noi, sunt alături de această frumoasă echipă și susțin fotbalul vâlcean. Vreau să le urez succes și celor de la Flacăra, le doresc să obțină rezultate bune în a doua parte a campionatului, sper să urce cât mai sus în clasament, au jucători de calitate, jucători buni, azi a fost un meci dificil pentru noi, important e că am luat cele 3 puncte. Astăzi pot să vă spun că sunt fericit, eu o spun greu aceste cuvinte frumoase. Îi felicit pe băieți, îi felicit și jucătorii echipei Horezu. Un an greu, un an foarte greu. Ne așteaptă un an și mai greu, anul 2022, dar faptul că acum avem o pauză, încercăm să ne bucurăm o zi, două, după aceea băieții cred că o să ia vacanță, să odihnească și după aceea începem un drum și mai greu. Jucăm fiecare meci ca și cum ar fi ultimul. Mă bucur că astăzi băieții au tratat meciul cu seriozitatea necesară acestei întâlniri și că totul s-a încheiat cu bine și cele 3 puncte au ajuns la Dești. Vă mulțumesc dumneavoastră presiei că sunteți alături de fenomen, că sunteți alături de noi, ceea ce înseamnă mișcarea fotbalistică, dar și sportivă din județul nostru, și să sperăm că vor veni și alții alături de această mișcare pe care noi ne dorim să o ducem cât mai sus, acolo unde județul nostru își are loc, undeva sus. De partea cealaltă, Flacăra Horezu termină anul pe locul 9, penultimul în serie, dar, ca un fel de consolare, se află la numai 3 puncte de locul 6. Un final de an calendarii foarte greu pentru Horezu, începând de iarna trecută. Au plecat jucători extrem de importanți. E greu să pui la loc jucători de aceeași valoare și care să și joace împreună. În Liga a 4-a vâlceană la fotbal, etapa a 12-a, penultima a turului, a programat derbiul primelor două clasate. Aflată pe poziția secundă, CS Mădulari, în echipament verde, a primit vizita liderei Cozia Călimănești. Gazdele au avut o primă tentativă la șutul trimis de la distanță de Andrei Drăgușin, la distanță de poarta lui Alin Dina. În replică, moldoveanul a trimis un șut din unghi, dar balonul s-a dus peste transversală. Gazdele au solicitat fără succes penalti la intervenția lui Tănăs
Anastasie asupra lui Leonard Săraru, după care, la aceeași poartă, Bogdan Mihăilă a trimis în bară din lovitură liberă, balonul a ricoșat în fundașul Mazilu și apoi în brațele portarului Dina. Adrian Sârbu a trimis o diagonală perfectă pentru lovitura de cap trimisă cu boltă de moldoveanu peste portarul Murgoci și Cozi a deschis scorul. Golkiperul gazdelor a intervenit târziu la lovitura liberă executată perfect de Alexandru Uță, autorul golului 2 al trupei din Călimănești. Corner pentru gazde execută Drăgușin până la Alin Bucei, care își plasează lovitura de cap și înscrie pentru 1-2 rezultatul pauzei. În debutul actului secund, Mihăiță Mateiaș centrează de pe stânga, portarul Dina scapă balonul, Neculai Grecea insistă, însă deznodământul nu a fost cel dorit de formația gazdă. Un șut frumos expediat de Octavian Marinescu a trimis balonul puțin peste vincul lui Dina, după care, la cealaltă poartă, Alexandru Uță l-a întors pe tânjală, a șutat la colțul lung și a marcat al doilea său gol și al treilea al echipei pregătită de Vasile Ilinca. Același jucător a fost aproape de un nou super gol după lovitura de colț a lui moldoveanu. CS Mădulari pierde așadar cu 1-3, dar își păstrează poziția a doua în clasament. Așteptam că o să fie un meci dificil, am jucat cu echipa de pe loc întâi. Ei fac pregătire, cred că în principal asta e diferența. Ei fac pregătire, noi nu facem. Noi strângem la meciuri, ei fac trei antrenamente. Cam asta e diferența. Noi n-am jucat cu presiune, obiectivul nostru e unul dintre primele trei locuri și eu zic că deocamdată este un obiectiv. În condițiile în care nu faci antrenamente, e greu să emiți mari pretenții, dar mai trebuie poate și întări lotul dacă vrei să fii mai sus. Echipa știți că a fost făcută, am făcut-o pe scurt, adică transferurile s-au făcut târziu, obiectiv nu au băieții, joacă pe premă mică la sfârșit de campionat, au salarii decente, nu decente, foarte mici, simbolice. Sunt mulțumit, îi fericit pe această cale și le mulțumesc. Noi anul acesta suntem acolo, ne bătem, respectăm fotbalul, mergem la fotbal, dar doar menținut încă o dată. Arbitrajele sunt foarte slabe, indiferent ce spun observatorii, vedem și noi avem ochi. Noi dacă spunem ceva ce nu domnule ca noi, păi cât să fie ca ei? Că greșesc, sunt foarte slab pregătiți arbitrii. Nu avem, nu știu, nu mai vin din spate arbitrii, domnul Mosul a arbitrat, nici el nu știe cum a arbitrat. Și încă o dată felicit amândouă echipele, deci a fost un meci frumos. Felicit băieții mei în special pentru dăruire și locul care, poziția care în clasament au locul 2, n-am crezut, v-am zis, noi nu facem un antrenament la 2 săptămâni, din iarnă să schimb un pic regula, o să intrăm pe antrenamente normale, 2-3 antrenamente pe săptămână și vedem unde ne găsim la vară. Și din vară, din retur, încercăm să pregătim și noi echipă mai puternică pentru anul. De partea cealaltă, Cozia Călimănești își consolidează poziția de lideră, are un avans de 6 puncte și nu mai poate fi detronată în acest an. Modularii au o echipă foarte bună cu jucători experimentați și, într-adevăr, astăzi am avut un meci destul de greu. Ne-au creat foarte multe probleme. Avem jucători foarte valoroși în cadrul echipei, jucători care au evoluat și la nivel superior și care eu spun că avem cel mai valoros lot din Liga 4. În ultima etapă din tur, Cozia Călimănești va primi vizita ocupantei poziției a treia, Sparta Râmnicu Vâlcea. Forestierul Romani în echipament verde și-a încheiat evoluțiile din acest an pe teren propriu, mai exact pe stadionul din Stroiești, aici unde echipa președintelui Dumitru Drăgănescu a primit vizita unei formații alcătuite în procent de peste 95% din juniori, Atletico Râmnicu Vâlcea. Este vorba de penultima etapă din Liga a 6-a vâlceană, Seria Vest, iar gazdele au deschis scorul destul de rapid prin golul semnat de Ion Ciocârlan. La cealaltă poartă, golkiperul Cătălin Sima reține balonul la lovitura liberă executată de Sorin Șogor, după care Raul Irimescu pătrunde hotărât pe dreapta, trimite plasat la colțul lung și echipa pregătită de Alin Dina restabilește egalitatea. Bucuria juniorilor a fost de scurtă durată, pentru că Adrian Tolbașu a trimis cu capul în plasa porții lui Robert Sinișteanu pentru 2-1. Gheorghe Șerban a dublat avantajul forestierilor, iar până la finalul reprizei, Adrian Tolbașu a înscris alte 3 goluri, ultimul cu o boltă spectaculoasă de la mare distanță pentru 6-1. Cu
Oaspeții au ratat prima ocazie din actul secund prin Gabriel Stătescu, iar apoi gazdele s-au dus la șase lungimi după reușita lui Gheorghe Sintea. La poarta lui Sima, Raul Irimescu ratează de puțin al doilea său gol, iar colegul său, Alexandru Prală, a avut și el o poziție bună, dar a trimis pe lângă poartă. Același Prală a fost autorul unei pase perfecte pentru Ionuț Bâzgan, care a marcat al doilea gol pentru echipa oaspete. După ce golkeeperul Sinișteanu reține cu siguranță lovitura de cap a lui Gheorghe Șerban, la cealaltă poartă, Ionuț Gabriel Bâzgan realizează dubla și stabilește rezultatul final. Forestierul Romani, Atletico Râmnicu Vâlcea, 7-3. Pentru noi a fost ultimul joc pe teren propriu, cu o echipă de copii, o echipă care este în formare. Noi am jucat ca la un meci de vacanță, cu 11 titulari și o singură rezervă. Mi-au plăcut copiii, joacă frumos, sunt de perspectivă. Pentru noi a fost o victorie ușoară, 7-3, spune totul din punct de vedere al scorului. Am avut foarte multe ocazii de gol, puteam să marcăm mai multe goluri și cred că scorul este puțin mincinos. Rezultatul acestui meci putea să fie mult mai strâns și niște greșeli de apărare cred că ne-au influențat. Poate, nu știu, cred că trebuia să fim puțin mai lucizi în fața porții. Un meci strâns, chiar dacă scorul nu arată, am avut foarte multe ocazii, pot spune că au fost ocazii de egale, noi am avut ocazii mari, dar nu le-am fructificat și echipa adversă a marcat când a avut șansa. Asta a fost șansa noastră și data viitoare o să fie mult mai bine, cu siguranță. Suntem o echipă foarte bună și o să ne închegăm. În ultima etapă a turului, Atletico Râmnicu Vâlcea va primi vizita celor de la Sportul Genuneni, în timp ce forestierii din Romani vor juca pe terenul păstorilor din Vaideeni. Acestea au fost știrile, rămâneți cu noi și nu pierdeți emisiunile Gospodar Vâlcean și Vâlcea Turistică. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire luni la ora 7 fix. Până atunci, să aveți un weekend frumos. La revedere!